Salutare tuturor și bine v-ați la un nou videoclip! Eu sunt Cosmin, a.k.a. Dr. iar în acest videoclip vom vorbi în prima parte a videoclipului despre ce, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat în etapa de Legends a ultimului Major de CSGO din istorie, majorul din Paris și cum am reușit să rămânem tot cu medalia de silver, majoritatea dintre noi, nu numai eu, dar totuși unii dintre voi ați reușit să faceți rost de medalia de gol și să ghiciți 5 echipe care au trecut mai departe, prin urmare felicitări și <tus> foarte multe aplauze pentru că este ceva ce nu multă lume a reușit, vă recomand să mergeți să jucați la auto. Iar în a doua parte a videoclipului vom vorbi despre predicțiile mele pentru etapa, ultima etapă practic, pentru etapa de Champions, care sper să mă facă să iau medalia de gold și să nu rămân cu medalia de silver. Dar orice se poate întâmpla în acest major și din punctul ăsta de vedere pot să zic că îmi place foarte mult, pentru că asta este frumusețea unui campionat mondial. Nu numai echipele mari, echipele care sunt cunoscute să treacă mai departe și să câștige, ci și, și echipe noi care vin de nicăieri, vin cu jucători de care n-am mai auzit, și echipe care fac uh, o niște meciuri foarte mișto și care au reușit să scoată echipe de renume. Din uh, Global Offensive Bun, hai să trecem un pic Vreau să vedem ce s-a întâmplat în etapa de Legends Am făcut rost doar de 3 picuri corecte Into the Breeze 03 nu s-a întâmplat 9 s-a întâmplat Invers uh, Heroic și cu Vitality au luat G2 a ieșit din Major La fel și ens, La fel și NAVI La fel și FURIA E incredibil. Hai să ne uităm un pic, să vedem cum au arătat meciurile și ce s-a, cam cum arată scoreboardul. În primul rând, 3-0, 3-0, Vitality și Heroic. Foarte, foarte bine. Heroic a jucat versus Face, versus Apex și versus Liquid, cu 2 la 1 versus Liquid. Vitality a jucat versus G2, versus Ens și versus Monte, pe care i-a bătut cu 2 la 0. La 3 la 1 s-au calificat Liquid, o surpriză din punctul meu de vedere, 2-0 vs. Into the Bridge, 1-2 versus Heroic și au câștigat versus Nine și vs. Navi. Monte, surpriza surprizelor pentru mine, nu o surpriză atât de mare pentru că îmi place foarte mult de echipa aceasta, iar Boros împreună cu World și și cu Sam Dayang fac o echipă foarte, foarte bună. Iar meciul versus Navi, în care i-au bătut pe Navi cu 2 la 0, Sam Dayang fiind uh, fostul jucător al celor de la Navi, a fost incredibil. Au pierdut 0-2 uh, versus Vitality, dar au câștigat versus Furia și versus uh, Fanatic. Gamer Legion. IME s-a calificat, este primul român din istorie care se califică în ultimele stadii ale unui major de CS:GO. Au pierdut primul meci versus Navi, dar au câștigat următoarele meciuri versus Nine, versus Fnatic și versus Apex cu 2 la 0. Un match foarte, foarte bun. Apex mai apoi s-a calificat cu 3 la 2 au câștigat versus uh, Into the Bridge, versus Bad News Eagles și versus Nimp cu 2 la 0, au pierdut versus Gamer Legion cu 0 la 2 și versus Heroic. Into the Bridge de asemenea s-a calificat cu 3 la 2, a pierdut primul match versus Apex, dar au câștigat următoarele două meciuri versus Phase și versus ANS. Uh, au pierdut versus liquid cu 2 la 0 sau 0 la 2 și au câștigat cu 2 la 1 versus Fnatic. Și nu în ultimul rând, FaZe a reușit din nou să se califice pe ultimul loc în următoarea etapă. Pare că FaZe se chinuie, dar cumva reușește să câștige și să treacă în etapa următoare, chiar dacă este pe ultimul loc în acest major. A pierdut primele două meciuri versus heroic și versus into the bridge. Au. Uh... Au câștigat mai apoi următoarele meciuri, 2-0 vs. 9, 2-1 vs. Bad News și 2-1 vs. Na'Vi. Bun, ce ne interesează foarte mult să vedem? Acest meci între FaZe și Heroic. Hai să vedem pe unde a avut loc, a, a fost chiar primul meci dacă nu mă înșel. Uh, Heroic vs. FaZe, 16-7, la 7. a fost un best of one pe Inferno. 8 la 7, iar mai apoi în face, în a doua jumătate, n-au luat nicio rundă. De ce este foarte important acest match? Pentru că, dacă ne uităm un pic să vedem cum arată etapa de Champions, primul match este face vs. heroic, rematch. Așa s-a întâmplat, așa au fost picurile și va trebui să ghicim ce se întâmplă mai departe. Mai avem 6 ore jumătate până când se blochează picurile, și noi trebuie să alegem patru echipe care vor trece mai departe, două echipe care vor trece mai apoi în finale și echipa care va câștiga. Ce nevoie avem ca să facem rost de, de medalia de gold? Păi uh, hai să intrăm un pic la View Coin Challenges. Avem patru corecte, mai avem de două, nevoie de două corecte pentru a face rost de uh, medalia de, de gold. Unul dintre aceste challenge-uri îl vom face cu siguranță pentru a plasa toate cele șapte pick em în etapa de, de champions. Deci, pe asta o facem cum dacă punem picurile, iar mai apoi trebuie să ghicim două corecte din 4 în sferturi, 1 corect din 2 în semifinale și sau să ghicim. Uh, echipa care va câștiga majorul. Dacă ghicim oricare dintre aceste trei uh, challengeri, facem rost de, de, medalia de gold. Ceea ce este bine pentru că Diamondul s-a dus în momentul în care am pierdut acest, acest, uh, acest challenge. Bun. Păi hai să punem cele șapte predicții pe care le vom cred eu că le vom, le vom, avea mai departe. Heroic vs. Face, un match foarte interesant în care orice se poate întâmpla. Face, deși s-au calificat cu greu în fiecare etapă, au arătat că pot să se adune și că la finalul zilei, în momentul în care este vorba de, de a câștiga pentru a trece mai departe, au puterea de a face chestia asta. Însă, uh, Heroic mi se pare o echipă mult mai constantă, mult mai bună din punctul ăsta de vedere și cred că va trece mai departe deși Face este posibil să, să ne facă o figură interesantă dar 51% Heroic va trece mai departe Monte Gamer Legion, un match foarte interesant din punctul meu de vedere pentru mine este un match în care nu pot să aleg un câștigător exact pentru că îmi doresc din totul tot sufletul să câștige Monte au avut un parcurs excepțional în acest major. Iar, așa cum ziceam, Boros împreună cu World okay și cu Sam Dayang joacă un, un CSGO de înaltă calitate. Iar faptul că își dau seama că nu sunt o echipă de top și totuși joacă și câștigă versus echipe mari, de tier 1 fără niciun fel de problemă, mă face să-mi doresc foarte mult să treacă mai departe. Pe de altă parte, Gamer Legion îl au pe IME, care este român și care joacă primul major din istoria românilor în etapa de Champions în playoffs. Dar la finalul zilei cred că va câștiga Monte, deși este un match foarte, foarte echilibrat toate meciurile sunt foarte echilibrate, echipele au fost foarte bune. Dacă vă dați un pic să vedeți, avem Heroic, Phase și Liquid cu Vitality. Și mai apoi avem Monte Gamer, Legion, Apex și Into the Bridge. 4-4. 4 echipe vechi, 4 echipe noi. Toate echipele lui care s-au descurcat fenomenal. Dintre Liquid și Apex. Liquid după ce a fost aproape de descalificare și și-a revenit. A jucat un super match a jucat fenomenal. Hai să ne uităm un pic să vedem că nu mai țin minte exact Liquid Liquid cum a cum a câștigat. A pierdut versus Heroic, dar au câștigat versus Navi și versus Into the Breach. iar Apex au făcut 3 la 2 versus NIP, versus New Ziegler și versus Into the Bridge. Așa mă doi au bătut Into the bridge. Numai că Apex a pierdut versus Heroic la fel ca și Liquid, dar au pierdut și 0 la 2 versus Gamer Legion. Prin urmare, sincer să vă zic, cred că va trece Liquid mai departe. Unii zic chiar că va ajunge până în finală și va câștiga. Nu cred asta. Au capacitatea, dar nu cred. Iar dintre Vitality și Into the Bridge, sper să fie Vitality. Sper să reușească să treacă mai departe, mai ales că sunt pe teren propriu și că vor avea tot publicul de partea lor, cel puțin în acest match. Dar Into the Breach este o echipă care seamănă foarte mult cu Bad News Eagles și este foarte posibil să, să ne aduc, să ne facă niște probleme. Oricum, trebuie să ghicim două din aceste patru picuri. Mai departe, dintre Heroic și Monte, din punctul meu de vedere, Heroic va trece mai departe, iar dintre Liquid și Vitality, din punctul meu de vedere, orice echipă poate trece mai departe, totuși pentru că vorbim de Paris și pentru că Simt că este anul lui Zayu, uh, voi pune Vitality că va trece mai departe. Iar mai departe, în finală, dragii mei, aici, inițial am pus Heroic. După aia m-am gândit mai bine și am zis, da, poate Heroic se potmolește, poate Vitality are un pic mai multă motivație pentru că joacă în Paris, pentru că este ultimul major și pentru că pot să câștige. Multă lume zice că Vitality va câștiga pentru că l-au pe Zayu, dar așa cum am, am putut observa de-a lungul timpului, nici Navi n-a putut să câștige doar pentru că l-a avut pe Simple. Trebuie să fie o echipă, un nucleu întreg care să joace bine și care să poată să împingă hărțile mai departe, mai ales că nu mai vorbim despre un best of one, ci vorbim despre best of three și nu vorbim de orice meci, vorbim de finala ultimului major. E o chestie foarte, foarte importantă. Prin urmare, aici mai departe este alegerea voastră ce puneți. Poate să fie orice. Orice se poate întâmpla în acest, în acest match, dacă se joacă Heroic versus Vitality. Aș merge pe Heroic, în același timp aș merge pe Vitality. Și sincer, cred că o să merg pe Gat Legat sensul meu și voi merge cu heroic. Deși, statistic, dacă ne uităm, heroic au câștigat versus phase, versus apex și versus liquid cu 2 la 1, pe când vitality au câștigat versus nuke, versus g2, versus ens și versus monte cu 2 la 0. Nu știu ce să zic. Cum a fost meciul ăsta? Asta ne uităm la Liquid, vreau să văd cum a fost ultimul meci în runda 3. Hai să vedem cum a fost runda 3. Runda 3, Heroic vs Liquid 2 la 1, 16, 11, 11, 16, 16, 12, strâns, iar Vitality cu Monte, 16, 10, 16, 13. Nu la fel de strâns. Da, aproape. Nu s-a mai jucat Vertigo. Hmm. Și dintre Monte și Liquid, nu știu pe cine aș alege. Să punem așa. Să fie anul lor. Să punem așa. I don't know. Punem, punem așa. Fuck it. Punem așa. Update pics. Nu contează oricum. Trebuie să luăm două de aici sau unul de aici. Dragii mei, cam astea sunt picurile mele. Nu sunt sigur între Vitality și Heroic. Habar nu am. Dacă e oricine altcineva o să fie un major fenomenal. Uh, sper că ați reușit să luați medalia de, de gold până în momentul de față și să aveți o șansă la medalia de diamond, dacă ați reușit să faceți asta fenomenal, bravo uh, Dacă nu, îmi pare rău, se mai întâmplă, s-au întâmplat lucruri pe care nu le așteptam în etapa de legende, aia e, se mai întâmplă, așa sunt majorurile, dar mă bucur că s-a întâmplat asta pentru că înseamnă că n-a fost un major plictisitor. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai apladez și noi ne auzim la finalul acestei, acestui major să discutăm un pic despre ce s-a întâmplat, să vedem dacă am reușit să facem rost de medalia de gold și să mai discutăm despre stickere, despre investiții și despre reduceri. Eu sunt Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!